Bună seara, bine v-am găsit. O să rog pe domnul Petrea să vorbească despre partida la care ați asistat, după care vă stă la dispoziție pentru întrebări. Bună seara. O înfrângere dureroasă, din punctul meu de vedere, în condițiile în care cred eu că am controlat jocul, am avut mai multe situații de a marca, n-am avut inspirația necesară la finalizare, am primit două goluri din nimic, cred că nu știu dacă au avut vreo situație, vreo ocazie importantă cei de la Craiova, dar iată că au reușit să câștige acest joc cu 2-0. Îi felicit pentru această victorie. Nouă nu ne rămâne acum decât să ne refacem după acest joc și să pregătim meciul următor. Așa cum am spus, fiecare joc din play-off este foarte greu, sunt echipe bune, iar rezultatele pot fi surprinzătoare. Și din punctul meu de vedere, după aspectul jocului din seara asta, cred că rezultatul este surprinzător. Nu vorbesc în general. Da, eram departe de fază. Am avut în timpul meciului, e normal să fie subiectiv, poate. Nu știu dacă a fost, nici n-am revăzut faza respectivă. Da, din moment ce arbitru a acordat acea lovitură de la 11 metri, nu mai are sens să mai vorbim. Așa a fost să fie. Noi ne-am bucurat când am înscris un gol, dar după aia, după câteva zeci de secunde, s-a anulat. Nu știu de ce nu s-a anulat imediat. A trebuit să mai dureze câteva zeci de secunde. Dar nu asta e important. Ceea ce rămâne este rezultatul și asta pentru mine, cel puțin, e dureros. Realist vorbind, după acest rezultat, mai este posibilă câștigarea campionatului? Devine din ce în ce mai greu, într-adevăr, pentru că noi nu vrem, eu cel puțin nu mă gândesc la rezultatele, neapărat rezultatele CFR-ului. Mă gândesc la ceea ce facem noi. Degeaba poate CFR-ul se curcă dacă noi nu reușim să câștigăm jocurile. Acum ne-am complicat un pic existența, să spun așa, cu această înfrângere, permițând Craiovei să se apropie de noi. Și trebuie să ne concentrăm la fiecare joc în parte. Asta e ceea ce îmi doresc. Dar el a zis și dumneavoastră cum a fost. Da, el e un jucător profesionist, un jucător care se pregătește bine și a intrat destul de bine, cred eu. Dar n-am avut posibilitatea, să zic așa, să-l punem în mai multe situații de a ne marca. A avut două, trei situații, dar n-a avut inspirația necesară. Ați fost destul de nervos pe tot parcursul partidei, ați ciutat în niște sticle. Când ați luat cartonașul galben, îi spuneați arbitrului că acum n-am făcut nimic, ce am făcut, n-am zis nimic. Da. Ce s-a întâmplat? Da, chiar a fost, într-adevăr, am mai protestat, să zic. Da, dar nu virulent, pe timpul partidei. Dar chiar la faza în care am primit galben, chiar n-am zis absolut nimic. A fost un fault colțul terenului. Cred că nici faul n-a fost, a ieșit mingea, cred că asta a dat până la cum? Urmă. Cred că a dat out, pentru că mingea ieșise. Nu, a dat faul. Dar n-am zis nimic, chiar n-am comentat. Și am venit direct la mine, chiar nu știu, chiar nu dau seama. Sincer, am întrebat și pe arbitru de rezervă și mi-a zis că am protestat. Și am zis că se înșeală, chiar atunci n-am protestat. Asta e, nu mai contează. Ați simțit că e o direcție împotriva echipei noastre și la penalti? Nu neapărat. Nu, refuz să mă gândesc la asemenea lucruri. Refuz să cred. A fost un pic frustrant în momentul în care am marcat și ne-am bucurat și după câteva zeci de secunde, așa cum am spus, s-a anulat golul. Dar nu, refuz să cred, să mă gândesc la alte lucruri. E frustrant că ați avut atâtea ocazii și Craiova din două faze care nu anunțau nimic a marcat de două? Este foarte frustrant. Pentru mine e dezamăgitor și frustrant în același timp. Pentru că am primit două goluri din care, efectiv, nu știu cum am ajuns mingea în preajma porții noastre, până n-au avut alte situații de a marca, în afară de șutul ăla de reprizat, de lovitură liberă, dacă nu mă înșel, din care a ieșit out și după aceea am scris bic cu un șut senzațional. Ați apucat să discutați la final, fie și câteva momente cu Laurențiu Leghe în camp? Și dacă da, nu am mai apucat. După meci, nu, chiar n-am mai apucat. El a rămas cu echipa lui pe teren, după care, eu nu mai eram acolo. Spunea că parcă ați avut spioni în echipa dumnealui, pentru că ați știut exact cum să puneți echipa în teren împotriva Craiovei. Nu am spioni, nu. Mai spus, noi ne știm așa principiile, ne știm filozofia de joc, cam ce fel gândim fotbalul. Și mă așteptam la un... cunosc stilul și mă așteptam să joace în felul ăsta. Dar nu neapărat. Noi am încercat să-i surprindem, am încercat să-i punem sub o presiune constantă
să împingem cât mai mult către poarta lor și să facem să greșească. Dar n-am reușit să marcăm, din păcate, că am avut cel puțin repriza a doua câteva oportunități foarte clare de a marca. Cum a fost atmosfera? A fost un stadion aproape plin, 24.000, aproximativ 24.000 de spectatori. La finalul meciului s-a strigat demisia. Da, o atmosferă foarte frumoasă. Mă bucur că am avut o asemenea asistență și țin să le mulțumesc suporterilor pentru acest lucru, pentru faptul că au venit și au încurajat echipa. E normal că în momentul în care echipa pierde să fie nemulțumiți și cine e vinovat decât antrenorul. N-am ce să te comentez. Dacă o să am o discuție poate cu conducere, dacă se consideră că e mai bine ca eu să plec. Șansele la titlu s-au mai diminuat. Voiam să vă întreb, rămâneți la FCSB? Evident, dacă sunteți dorit și dacă nu câștigați campionatul? Adineaur v-am spus că dacă e nevoie o să am o discuție cu conducerea și dacă se consideră că e mai bine să renunțăm, renunțăm. Și voiam să vă întreb, v-ați făcut planuri pentru sezonul viitor? Pentru că alte echipe, de exemplu, sau alți antrenori ne-au spus deja că și-au făcut, se gândesc în perspectivă și voiam să vă întreb dacă și dumneavoastră deja nu, vă gândiți. Sincer, mă gândesc doar la finalul acesta de sezon, la aceste ultime 7 jocuri pe care le mai avem, să încerc să scot cât mai mult de la ele. De ce ați vrea să renunțați, domnule Petre? Poftim? De ce ați vrea să renunțați? N-am zis asta. Vorbiți cu conducerea și dacă se consideră lucrul ăsta. M-ați întrebat ce părere am despre faptul că s-a strigat demisia. Și eu v-am răspuns că dacă o să am, poate voi avea o discuție cu conducerea și se va ajunge la concluzia că e mai bine așa, dar n-am zis că voi renunța. Eu am contract până la finalul sezonului, vreau să-l duc până la capăt și vom vedea ce va fi. E a doua oară când sunteți în situația asta, ați dori să reveniți și în sezonul viitor, indiferent ce se întâmplă în sezonul actual? Nu vreau să mă gândesc mai departe, încă o dată, că m-ați întrebat ce, dacă mi-am făcut planuri pentru sezonul viitor. Vreau doar să mă gândesc doar la ce am de făcut acum, meciul următor, cele 7 meciuri pe care le mai avem de disputat și atât. După aceea voi vedea. E și asta o problemă la FCSB, că nu există un plan pe termen lung sau măcar pe termen mediu, că tot se schimbă lotul de jucători, că tot se schimbă antrenorii, că nu există o continuitate și exact în momentul în care sezonul începe și este cel mai important moment al echipei, tururile preliminare din competițiile europene, trebuie să intervină tot timpul aceste schimbări și jucătorii poate nu se adaptează atât de bine sau atât de rapid pe cât ar trebui. Nu cred. Jucătorii sunt plătiți pentru ceea ce fac. Trebuie să își facă meseria. Indiferent cine este în fața lor, ce antrenor sau ce strategie are clubul cu diversi jucători, ei trebuie să, de între asta sunt plătiți, fac ceea ce le place și cred că nu trebuie să-i afecteze alte lucruri. Davian Popescu de randament mai bun pe partea stângă decât pe partea dreaptă? În poziția lui obișnuită, într-adevăr, este în partea stângă. Dar astăzi am început așa, am vrut să intrăm și cu Florinel, cu Coman. A fost destul de bine săptămâna asta la antrenamente. Vom vedea. Randamentul e clar, nu putem să facem, să comparăm randamentului din seara asta cu ce s-a întâmplat în trecut. Când a jucat în partea stângă, clar, a jucat mult mai bine. Însă a jucat mult mai multe meciuri. A fost un prim joc. Să vedem pe viitor unde va juca. Poate trebuia în alt meci încercat acest lucru, nu într-un meci cu Craiova, care totuși... La alt meci n-am avut toți jucătorii disponibili și atunci a trebuit să găsesc soluții. Și astăzi am avut o parte de tot lotul și am considerat să începem, dar nu cred că asta e problema, pentru că având 5 modificări la dispoziție, poți să aduci ceva în plus în joc. Ceea ce s-a întâmplat în meciurile trecute, schimbările care au fost făcute, au adus un plus, însă nu tot timpul ți este așa cum îți dorești. E și o problemă să-l aveți și pe Coman, să-i aveți și pe Coman și pe Popescu, pe banda aia? Nu. Îmi doresc să fie toată lumea să fie sănătoasă, să fie aptă și validă de joc și acolo vom vedea ce soluții vom găsi, ce poziții pentru jucători în anumite momente ale jocului vom folosi. Ok, mulțumim. Mulțumesc și eu. Seară bună.